Autobuzul electric a fost adus în zală pentru a fi prezentat și testat. Autoritățile doresc să verifice dacă este eficient din punctul de vedere al costurilor și al funcționalității. Costul unui autobuz ajunge la 400.000 de euro. Este vorba despre un autobuz electric pus la dispoziție de o firmă din Cehia. Inițiativa a aparținut cehilor, care verifică comportamentul unui astfel de mijloc de transport sperăm să putem obține pe proiectul, pe mobilitate urbană, unde avem prevăzut achiziție de autobuze noi. Sigur că, din păcate, sunt destul de scumpe, dar se va face evaluare la momentul respectiv și se va vedea cât, cât se poate aloca și pentru achiziție de autobuze noi. Ne dorim oricum, dar este la fel de important că tot pe proiectul de mobilitate urbană pe Axa 4 e și partea de modernizare a infrastructurii de transport, însemnând străzile principale pe care se desfășoară transportul în comun. Autobuzul are două tipuri de încărcări, unul în mod normal, unde sunt necesare 7-8 ore pentru a funcționa aproximativ 220 de kilometri, iar altul de încărcare rapidă, timp de o oră, dacă este conectat la curent trifazic de 320 de volți.